O să vă arăt cum curăț palurile. De data asta am primit de la un colaborator palul ăsta așa destul de prost cântuit ca la curățenie. Și deci am văzut foarte mult în țară au chiar mai mare, chiar mai urât. Deci aici asta care e negru așa ar fi cant, ar fi lipit de cant. Și vă arăt cum se face, pentru că de exemplu când vreți să cântuiți pe curb, nu prea aveți de ales și atunci trebuie să folosiți gen ceva spray din ăsta. Cred că v-am arătat în video cum se face. Și după aia trebuie să iei surplusul de asta. Da, prima dată tai cu un cutter, asta e o lamă Olfa. Hai, uite că scrie pe ea, chiar mă gândeam de ce nu scrie. Mai scumpă decât oricum decât cutterul. Și mai sunt bune și Stanley și mai nu știu, mai sunt câteva firme care sunt ok, nu e din aia așa subțire. Și a trebuie să fie bună. Da, și îndepărtez cam la 1 mm deasupra de cu el așa. Eu acum n-am ce să vă arăt. Acum aș putea să vă arăt așa, dar prefer să nu stric lamele de cutter și fac cu forfecile. Că aici taie. Și merg așa un pic, nu știu cum să zic, nu la 45 de grade, așa cam la 15 grade față de asta. Uitați, vedeți? Deja arată mult mai bine. Asta înseamnă că nu știu tăia să seteze cycling-ul. Deci merg așa și după aia merg așa. Și e perfect, nu mai taie, nu mai nu știu ce. Și vedeți că mai e un pic de negreală. Folosesc din asta. Poți să-ți dai cu șprițul ca la geam sau poți să dai cu prostie din asta cu... Bagi așa un pic ăsta, aștept să s-o soarbe și cureți. Și eu zic că arată impecabil. Na, ăsta e bun și la creioane. La tot felul de rahaturi, dacă ai marker, creion și... Eu zic că merge fain. Și e scump ca naiba, dar măcar mă ajută foarte mult la montaj, că merge treaba mult mai repede, decât să stau acolo 4 ore, dintre care 2 să montez și 4 să curăț. Mai bine stau doar jumătate de oră la curățat. Aia e singurul motiv pentru care îl iau. La casă merită, că mai îndepărtează și el pete și tot fel de prostii. Nu e cel mai tare, are un frate mai bun. Ăla îndepărtează chiar și lipiciul de la etichetele alea de rovinetă sau din, cum se pune în parbriz în alte țări. Asta e așa, mai pentru fețe, mai blând așa, pentru uși. Nu-i face cine știe, dar mie îmi place că topește foarte tare lipiciul ăsta tip renandez de la cant. Uite, arată super tare, na, așa arată înainte. Și acum după ce ai luat cu cutter-ul ăsta surplusul, merge așa puțin ridicat, 1 mm deasupra, vii cu o forfecă, una mai bună, asta e o forfecă destul de proastă, dar eu n-am nevoie cu problema asta de obicei, la mine furnizorul are cycling, asta văd că nu are. Și merg la vreo 15 grade, după aia întorc din coace la vreo 45 și din păcate trebuie să folosesc din asta. La un furnizor bun o să trească să faci chestia asta, la un depozit bun de par. De asta mai ales la mine e un capac de înotieră și trebuie să arate impecabil. Nu? Cam atât ai, da? Și avantajul că nu mai te tai aici. Dacă pui mâna unde nu-i făcut, risci să-ți faci o tăitură frumoasă. Adică te poți tăia în cant și în margine. Aveți grijă la un tăiat. Merge și cu cutter-ul, dar... Sincer, prefer să nu stric lamele de cutter, pentru că forfeca o poți folosi de mult mai multe ori. Forfeca e și mai comodă, parcă. Na, asta teoretic ar fi bună și dacă meseria și lucrează la un depozit din asta care nu au cycling-ul ca lumea. Și, na, puteți curăța și voi ușile sau lateralele de la dulap. Nu mai taie, vedeți? Da, cam atâta, cu asta o să mai fac video cu alte chestii legate de mobilă, dar cam asta e. Cam așa trebuie să arate. Așa îmi pare. Deci nu dați prima lată la 45, că cred că subțiez cantul. Așa eu dau ca să-l rotunjez puțin. Arată și mai bine și nici nu taie. La 45, nu știu exact cum ar ieși. Da, mă, că până acum n-am văzut ciobituri, acum văd că observ și niște ciobituri.
Asta le tăia destul de bine, nu aveau ciubituri, dar văd că mai găsesc, dar sunt foarte mici astea. O le pun pe partea de jos a capacului. Dar cam atâta, nu mai vedem și alte clipuri. O zi faină!